Ia să vedem ce se ascunde la numărul 10. O, calendarul advent din nou. La numărul 10 avem shower gel. Este un gel de duș în variantă de, stați să văd și eu dacă aș reuși. 30 de mililitri, vine avea un sample, adică nu este. Oh, miroase super super bine a portocală, ceva de genul. Și da, e ok. Îmi place. Uite, așa arată produsul. Și pentru călătorit, cred că este perfect. Bună dimineața, dau și o față cu voi, stați așa că rup chestii pe aici. Tocmai ce mi-am spălat părul și începem vlogmasul de astăzi cu mustață roșie, că doar ce m-am epilat, și cu o tăiere de păr. Pentru că, ia uitați-vă cât a crescut și vreau să elimin toată partea asta, deci nu mai pot cu părul ăsta. Crește serios, în prostie, pur și simplu, nu mai suport să îl văd atât de lung, nu pot să am grijă de păr atât de lung în viața asta. Nu e vorba de asta, dragilor, e vorba că trebuie să dau jos toată partea asta galbenă și nu o să mă mai decolorez de moment. Vedem noi, când mi se pune pata, știți voi că mi se pune pata și mă decolorez, dar momentan nu mai vreau să mă decolorez. Se vede destul de ciudat partea asta, așa că o voi elimina. Voi rămâne cu părul meu natural. Și am zis, dacă tot mă tun, să vă introduc și pe voi în această poveste minunată. Eu v-am mai arătat vouă cum mă tund eu, adică nu e ceva nou pentru voi, dar am zis, dacă tot fac procesul acasă, să îl împărtășesc cu voi. Trebuie să prind tot părul într-o coadă normal, așa, iar după tăiem. Cred că o să mă întorc invers ca să pot să-mi fac coada în creșteri și să fie părul cât mai egal, știi? Ok, uite, cam așa stă situația când vine vorba de tuns. După cum se vede, nu o să elimin chiar tot blondul din cap, dar cel puțin vârfurile vor fi eliminate. Cu timpul, când mai crește părul, o să ajung, dar dacă aș tăia, trebuie să tai de aici și nu e normal ceea ce se întâmplă. Voi tăia undeva pe aici, chiar lângă elastic, ca să stea totuși bine părul strâns, să nu umplu pe aici de păr. Trebuie să și văd ce fac, evident, în viața asta. Ok, este cam atât tăiat părul. O, dar ce moțunache mi-a rămas! O, dar ce coafură minunată, extraordinară! Iar acum ce fac este să-mi dau drumul la păr și... Ia uite ce colita mică are Elenușa, foarte, foarte micuță este. Am obținut un tuns în scări veritabil, corect, corespunzător, așa cum trebuie. Ia uite-l, ce frumos este. Și acum, peria de păr pieptănat și să iau puțin și din față. Uite. Ia uite ce scări faine mi-au ieșit. Ok, dar nu le voi lăsa așa. Mă voi tunde undeva la nivelul ăsta. Voi tăia și partea asta care se vede aici, că nu prea îmi place. Împart părul cam așa, în două. Vedeți? Îl împart în două și la spate. Îl aduc pe tot în față. Și acum mă voi ocupa de tăierea la propriu, la partea asta de aici și la partea asta de aici, unde este farfeca, unde opusăi. Ok, începe să arate destul de bine situaționul aici. Iau farfeca cam așa și pur și simplu iau tot părul de aici, pun farfeca cam așa și încep să tai. Vedeți că tai așa un unghi cum ar veni. Ok, încă o bucată terminată. Elena cu păr scurtuleț. Ia uita ce frumoasă e asta. Vă știți că pe mine mă apucă nebunelile de tuns iarna? Că și acum vreo 3 ani tot așa m-am dus. Tot iarna. Se întâmplă și aici. Aceeași situație. Ia uitați-vă. Egal. Corect. Corespunzător. Adios, blondul. Uite, a mai rămas o țărâcă pe aici, pe la vârfuri, dar asta nu prea are relevanță. E egal? E egal. Acum facem așa puțin la vârfuri în baie și gata cu tunsul pe luna asta. Ia uite ce fain se vede!
obișnuiți-vă cu noua tunsare. Adică am mai fost tuns, așa, nu-i bai. Bun, stați așa să trecem la treburi mai serioase. Pentru că trebuie în primul rând să mă înfofolesc, mă schimbai. Că nu se poate, frățică. Am umplut de păr. Și hai să vorbim despre această tunsoare extra, mega, ordinară. Mă de față stă așa ridicat puțin aici, pentru că, hello, dau shot din cap, nu e chiar așa, știi? Nu l-am dat nici cu peria, l-am feonat așa puțin și i-am aplicat puțin ulei din ăsta extraordinar de la L'Oreal. Știți că au căzut în calendarul advent de la Amazon. Asta, mai exact, am aplicat așa la vârfuri ca să fie și lui bine și, dragii mei, asta este noua tunsoare a Elenei. Păr scurtuleț că mai ușor de îngrijit și scap și-o de blondul ăla din păr, gata. Cu vopseala, momentan, nu-i mai dau, adică cu decoloratul, rămân la stadiul ăsta de brunet, că așa e cel mai bine, nu am nevoie de îngrijiri, nu crește urât, totul e corect, corespunzător în momentul de față. Tunsoarea nu a ieșit ea cea mai extraordinară, cea mai perfectă, dar ținând cont că mi-am făcut-o singură, eu sunt mulțumită. Decât să mă duc la frizer și să încep să stric ziua, că frizerul nu mă înțelege ce vreau eu și mereu găsesc defecte, mai bine mi le fac eu defectele și nu mă supăr pe mine, că nu mă supăr niciodată pe mine când îmi mă tun, nu știu, greșit, dar eu zic că a ieșit destul de okeiuț. O să crească și tufele astea de pe aici, vedeți? Și o să ajung la lungimea asta și am scăpat de ridicatul ăsta, că el se ridică puțin așa, vedeți? Într-o parte cam așa se ridică din cauza că atinge, uite, de exemplu, acum gulerul bluzei, dar în rest, super drăguță tunsorica. Bun, acum, ce facem? Ce facem? Ce să facem? Ne apucăm de editat, dar înainte am zis că vă fac un unboxing? Da. Unboxing la calendarul 2019 pe care îl voi avea pe perete. V-am spus acum câteva vloguri că am dat comandă la La de calendar pentru 2020 și acum îi facem unboxing. Ia uite-l. Asta este fața calendarului, asta este spatele și hai să vedeți ce drăgălaș este el. Așa începe calendarul cu noi patru, bineînțeles, și pe fiecare lună avem câte o poză cu noi. Am ales să fie poze familiare, că na, așa e bine. Uite, au pătrățele destul de mari încât poți să scrii, nu știu, evenimente, descare și să-l agăți, pur și simplu, îl agăți așa pe perete. Asta o să fie calendarul meu de birou. Luna februarie, iarăși noi trei, luna martie, noi trei din nou, adică tot calendarul este așa, aprilie, și apropo, puteți să scrieți la o anumită dată, când faceți calendarul, că se face pe telefon din aplicație, poți să scrii, poți să editezi pozele, poți să scrii chiar și pe poze, eu am ales să fie simplu, că așa îmi place mie. Am mai avut calendarul ăsta acum 2 ani și da, mi-a plăcut. Mai, iunie, multe poze cu marea, evident, iulie, adică la ce vă așteptați la o iubitoare de mare să nu pună poze în calendar cu marea? August, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie și sfârșit de calendar. Deci ăsta este calendarul pentru anul ce vine, pentru la birou. Ca să vă faceți o idee, că o să mă întrebați cu siguranță la anul, că Elena, ce și cum? Pe uite, despre asta e vorba. Și în plic mai am aici tipica hârtiuță care se face origami și un ăsta de răcăit, de răzuit, să vezi dacă ai câștigat ceva pe aplicație. Bun, asta fi spuse. Apropo, asta e o idee foarte bună de făcut cadou. V-am mai spus eu și în anii trecuți că mi se pare o idee perfectă de făcut cadou, că e ceva mai special decât tipicul, nu știu, parfum, tipicul. Asta e așa ceva mai pe sentiment, să spun așa. Bun, ați avem spuse, că ați văzut calendarul, îl păstrăm pentru că încă nu e început de azi. Uitați vlogul după ce mă duc la cumpărături, că trebuie să cumpăr și ceva de mâncare pe aici prin casă. Câteva, nu prea multe, dar să mai iau ce-mi lipsește. Așa că, fraților, am un frig în mine, mi-am pus și halat și pătură în timp ce editez, pentru că mor. Până la urmă s-a dus soțul, pentru că a ajuns acasă, s-a dus el la cumpărături ca să pot eu edita clipul și să avem după amiaza liberă, pentru că să știți că am ajuns aseară practic rupți de oboseală. Cred că niciodată ne-am întors așa de obosiți. Adevărat că
în general, când plecăm de la teren, facem o mică siestă înainte să plecăm, o oră, ceva de genul, dormim toți ca să fim pregătiți pentru drum. Ea, seara trebuie să mergem în Ikea ca să pot eu randa clipul, că nu mai aveam baterie la calculator. Și s-a dus siesta noastră și am fost rupți, rupți. Am ajuns undeva pe la 1 noaptea și și a trebuit să așteptăm să se încălzească și termosul cu apă ca să putem să facem duș încă jumătate de oră, da? Și practic și cum a ajuns la casa acum, zice, hai că mă duc eu repede, cumpăr ceva ciofi de mâncare și după amiază să o avem liberă, să stăm relaxați, să ne odihnim, citim, bine, eu chiar vreau să-mi fac și unghiile cu semi mai încolo, sper să-mi iasă, asta fiind spuse. Editez, continui să editez ca să avem clip la 7:30 după cum s-a obișnuit tot poporul și ne vedem. E serios? Păi serios, că nu-mi vine să cred. Nu-l vrei? Ba da. El avea, da, zicea, de querer ese robot, lo seguimos teniendo. A, da? Dar un hârtie afară, la da. Intrare. Nu, nu, într-o și am întrebat pe ea, zic, tenis, da? Zice, cuánto quiere, dos? Cum zice, dos? Zice, llévate otra regresión, hombre. Mare mea, dar îl desfacem sau îl lăsăm în cutie? Cum vrei tu? Păi probează-l, ce să... Până plecăm... Mă, dar e super greu. Păi ce faci mâncare cu el? Să vedeți ce cadou mi-aduce soțul meu. Că na, vroiam și eu un din ăsta. Vroiam? Dar să torc camera și să vă arăt că eu... E rămas, mamă! Era pe listă, normal. Stai așa să fac curat pe aici. Ce să apuc să deschid camera, că nu eram pregătită, nu aveam nimic pregătit. M-a lăsat omul ăsta al meu. Mască, mască. Problema e că eu, acum 2 săptămâni când au dus robotul ăsta la Lidl, îl vroiam, dar am zis că, păi, lasă, zic, ne trebuie banii. Și soțul meu a făcut și el un ciubuc. Și uitați-vă cu ce a venit. Deci pur și simplu numai așa că oricum ăstea se vând ca pâinea caldă când apar la Lidl. Într-o zi stau la coadă oamenii ca să cumpere, știi? Și eu nu mă așteptam să mai găsesc, vă dați seama că le aduci o dată pe an și aia e. E un fel de Thermomix de la Lidl. E enorm, nici nu pot să-l țin în brațe pentru că cântărește o turnă. Ăsta este robotul de bucătărie, clona la Thermomix de la Lidl. Evident că e mult mai ieftin decât Thermomixul. Thermomixul cât costă? 1000 de euro, nu? Că... Adică sunt informată, adică vreau, adică știu despre ce e vorba și eu nu l-am cumpărat atunci pentru că eram sigură că nu o să-l găsesc și v-am spus și de ce. Și omul ăsta al meu, deci m-a lăsat, nici nu știu ce să fac, să-l deschid sau nu-l deschid, el zice să-l deschidem, să-l folosim deja. Dar cum trebuie să ne mutăm sau îl folosim deja, nu vreți opinii despre el, nu? Nu e așa? Că de obicei trebuie să aducă și în România ce aduce în Spania la Lidl. Ăsta face de toate. Blenduiește, face mâncare, face cocă, adică mixează cocă, ce mai are? Are și cântar. Are tot ce trebuie, exact ca un Thermomix, dar numai că e de la Silver Crest, adică brandul propriu Lidl. Uite, așa arată. Și enorm și cântărește foarte, foarte mult. Și m-a lăsat fără cuvinte omul meu. Ok, nu era în plan pentru că v-am spus eu de ce nu l-am luat de la bun început, că ne cam trebuie banii, dar ăsta, omul ăsta meu, zici că cadou de Crăciun. Mulțumesc, să rămână. Ăsta, da, cadou de Crăciun, că chiar mă întreba cineva în comentarii, o comentatoare fidelă, că nu-mi vine să-i spun acum, dar ea mereu comentează la toate clipurile. Tu ce ai primit de Moș Nicolae? Și am zis că anul ăsta nimic, că anul ăsta nimic. Nici de Moș Crăciun, nici de Moș Nicolae nu era în program. E adevărat că de ăsta aveam nevoie în casă. Pentru că da, aveam nevoie, dar am zis, i-am și zis că data trecută, zis, lasă-mă că-l cumpăr la anul. De 3 ani mă țin să cumpăr, nu de 3, de 2. De 2 ani mă țin să cumpăr chestia asta. Sau Thermomix-ul și mereu spun, lasă-mă că la anul. Omul ăsta al meu mă surprinde. De ce facem? Îl deschidem? A, are și carte de rețetă. Deci, haideți, că nu mă pot abține. Stai să aduc o foarfecă, stați așa. Stai că m-au luat toate căldurile cu...
Stai, mamă, stai liniștită, stai. Hai să vedem ce are năbădarea în interior. Include și o aplicație cu rețete, de asemenea o carte de bucate. Ce, face și pizza? Nu știu dacă e Ștefan sau poștărița. Vă ziceam că eu când primesc lucruri pe care mi le doresc foarte, foarte mult, când le primesc, nu știu cum să reacționez, practic. Rămân așa fără cuvinte. Sau pur și simplu când primesc cadouri neașteptate, eu nu știu să reacționez. Adică nu am fost învățată să reacționez la chestii de gen. Ia să observăm. Opa! Ce se află în interior. Oh my god, stați să vă poziționez și pe voi totuși. Uite aici. Aici e bine. Oh, pe aici avem de desfăcut, tăticule, o grămadă de scoci. Are și carte de bucate. Dezbracă-te. Asta ce e? Instrucțiunile. Asta trebuie să-l scoți tu, cântărești o tonă. Nu meriți, mă, și tu un regal? Meriți, mă, și un regal. Ia. Adică merităm, că ăsta e pentru toți. Ia, ține-l. Ia cutia la o parte. Ia cutia. Cutia de liniu. Wow. O să fie mare nebunie, Elena, rețete cu ăsta, cu nebunul ăsta. Dai așa să pun. Bine. Și acolo în cutie ea, vezi ce mai? Libru. Da. Wow, tu credeam că e o măgărie de carte. Uite, copertată toată, dă și mie farfică, uite, pe masă. Wow, ce carte de bucate, așa cum trebuie. Și în cutia aia vezi ce este acolo. Aici e alea. Cântarul și alea? Cântarul e aici, trebuie să fie. A, asta e să le pui alea porențimă. Și asta ce e? A, o spatulă. Și aia ce e? Și adică tot vine incorporat? Da, am văzut că face și pizza. Ia scoate ăla de acolo și voi puțin aia să văd ce este. Pe cutia acolo scrie că și pizza. Ia, adu-l aici. Stai cu bă! Are ventuzi. Aaa, perfect! Ăsta s-a înțepenit aici. Vreau să-l dau puțin mai încolo. Să-l puțin mai aici, ca să văd și el de acesta. Pune ceva asta, bă, da, da e că-l tragi pe după aia. Ia uite aici, libro. Cartea de bucate, ce mare. Uite-l, mă, ce are. Mare de asta de bătut. Asta iese. Gen, să faci cartofi prăjiți. Mixer. Ce-i acolo e cântar. Păi și atât? Nu mai aduce... Păi și după aia mai e în cutia asta, ce mai ia să nu mai e decât... Hai. Aici, asta unde se pune? Că ia uite ce mare e. Păi uite mă, să pui așa, ia uite-te. Unde e să o vede? Aaa, să faci la vapor! Ia scoate. Gen legume și de-astea, nu? Da, da. Oooo, super! Mamă mia ce am aici. Ia, asta aici, se pune așa. Să. Ia uite. Da, aici intră. Așa. O, nu trebuie să vină, ia stai. Ei, ce faci de gen? Intră și se întoarce așa. Da. După aia. Ca la oala cu presiune și se pune și capa. Păi carne, păi legume. De exemplu, aici faci orez, legume la cuptor. Pește, carne. Și aici ai jos cartofi. Dacă vrei. Da. Uite, aici are butoane, să masezi, start, stop, prăjeală, aabul, înapoi cântar, dai, mamă, pe aici trebuie întâi să învăț instrucțiunile să-l folosesc. Faci gazpacho. Uite, da, faci și pizza, eu nu înțeleg. Panes, pasteles și gagetas. Postres, bebitas. Păi zice ce să bagi și se lasă masa. A, și făcută. Unde le faci? Păi lasă masa făcută sau ți-o și coace? Că dacă și coace no, pizza... Nu, ți-o coace. Cum să coci pizza? Coca se face în...
Aro, de cât coca, cum se... Pe lângă faimosul robot, hai m-a dat pe spate, Ștefan a mai cumpărat și de mâncare câte ceva, exact ce ne trebuia, așa că o să vă arăt că le-am scos aici. Aici jos am fructe, kiwi, ce mai aici, pere și mere, avem fructe. Aici cumpărătura de astăzi, un pui pentru de dimineață la cafea, croissant și ce sunt astea, brioșe, că nu venea să-i spun, pâine și pentru sandwich și pentru mâncat, iaurt, niște semințe, niște gem, aduce gem de cireș iarăși, perfect, brânză de mai multe timpuri, feta proaspătă și pentru sandwich, salamul ăsta care nu e salam, e pur și simplu carne fiartă cu mirodenii, care e destul de ok la ingrediente pentru sandwich și din când în când Ștefan își mai cumpără cârnații ăștia, o dată pe lună, o dată la două luni, când îi se face poftă. El e mâncător de cârnați, noi nu ne omorâm. Fructele nu am exagerat pentru că noi de la teren am mai adus, ia uite, un sac aproape de mandarine, cred că 5 kg. Pe acolo, pe acolo de mandarine, așa că avem. Nu sunt de la noi, sunt de la vecinul care ni le dă. Când se fac ale noastre, îi dăm și noi din pomii noștri. Cum al lor, pomii lui sunt timpurii, ai noștri sunt soi din ăsta târziu, facem cu schimbul. Când ai lui sunt făcuți, îi dăm noi. Când sunt ai noștri, îi dăm și noi. Că nu e exagerat de mult, adică sunt 5. Maxim 6 kg, și tocmai a căzut una. Bag și eu mâncarea asta pe la loc și aștept să vină Alexa de la școală să mâncăm și vorbim puțin mai încolo. De moment sunt super emoționată, habar nu am ce vorbesc, sunt cu capul în nori, clar. Am venit și până în cameră pentru că, ia uite, ce monticul de haine am de împachetat, așa că în cele ce urmează jumătate de oră, o oră, o să împachetez haine și o să mă pun să și calc câteva pentru că se pare că nu mai avem haine călcate în casa asta. Așadar, urmează puțină treabă în dormitor. Noi ne auzim imediat pentru că vreau să vă vorbesc despre cartea de bucate de la robotul de bucătărie. Să clarificăm o situație că aș vrea și o carte de bucate în limba română, dacă se poate, dar vorbim mai încolo. Momentan, hai să dăm să zacă cu aceste haine, o grămadă de împachetat. Sunt la operațiunea călcat, ca să știți, și am adus trepiedul și am zis că în timp ce calc, cum familia m-a abandonat, e în sufragerie, iau o gustare de după amiază ei doi, am zis să vorbim și noi puțin aici, că na, ce să fac, mă plictisesc dacă nu călcând singurică. Vreau să vă zic de cartea de bucate de la robotul de bucătărie, că m-ar interesa dacă știe cineva unde pot găsi cartea de bucate în română. Am văzut că anumite fete puneau că părți din carte, nu cartea în întregime și erau rețete chiar foarte interesante altfel decât în cartea de bucate. Mă interesează mai mult ca orice să aibă ceva rețete mai românești, că ce am în cartea asta de bucate e cu rețete spaniolești și până învăț eu să folosesc robotul, clar, clar îmi trebuie cartea de bucate, că nu mă descurc altfel. Și așa mă uit căriș la el și trebuie să-l pun zilele astea la treabă. Aș vrea să fac mâine, nu, că mâine vine mama pe la mine și nu o să am timp, dar poate poi mâine să facem ceva faguri. Am văzut o rețetă de faguri foarte interesantă în cartea cu rețete și am și forma de faguri acasă, așa că pot să fac ceva faguri, dar cred că poi mâine facem ceva dulce, facem, hai. Poi mâine punem la test aparatul să vedem dacă funcționează, cum merge și așa mai departe. Mâine nu că am musafir. În altă ordine de idei, dacă știți unde pot găsi să cumpăr sau măcar să descarc în telefon, fie aplicația, fie, nu știu, ceva în format PDF cu rețetele la robotul ăsta, vă rog să-mi scrieți în comentarii că sunt tare curioasă. Și pentru acelea dintre voi care vă mănâncă curiozitatea cu referire la acest aparat, pe măsură ce îi dau și eu de cap, pentru că vă dați seama, o să am de lucru cu el, o să facem rețete, o să facem rețete cu el, cu ajutorul lui, să vedem dacă totul decurge bine cu robotul. Astea fiind spuse, în ceea ce privește robotul,
Mi-am adus acum aminte că eu am despletit o pătură. Știți că am făcut acum câteva vloguri prin octombrie. Am făcut o pătură cu fir gros, croșetată și o făcusem prea... nu era lată, ci era mai mult în lung. Și am desfăcut-o acum câteva zile. Cred că înainte să încep vlogmasul am despletit-o și m-am apucat de ea ca să o fac mai lată și mai scurtă, să nu fie chiar așa de lungă, ca să o pun aici la picioare, pe pat, cum ar veni, să acopere picioarele, că se potrivește culoarea din păturică tare, tare bine cu lenjeria de pat pe care o am acum, cea pufoasă pe care am cumpărat-o din Primark. Așa că asta o să fac după ce termin cu călcatul, iar mai apoi voi citi puțin din Lige. Oricum e de vreme, e 5, așa că am timp de toate să fac și treaba cu călcatul, că nu am multe haine de călcat. Am băgat la spălat astăzi și cel mai probabil mâine mai, sau când se usucă hainele, că apropo de uscat de haine, vremea e oribilă aici față de Valencia, unde am fost la teren la noi. Aici e oribil, avem maxima astăzi 10 grade, iar la noapte avem undeva la 5 grade, dacă nu mă înșel. Adică, ca la voi. Ca la voi era un ea și frigul ăsta pe mine mă termine și mă omoară, de fapt pe toți, că mă dor iarăși toate oasele, Ștefan iarăși îi curge nasul, care un fel de, nu știu, nu intoleranță, e, cum se cheamă, alergie la aerul uscat de aici. Tușește foarte, foarte mult din cauza acestui aer. Eu cred că l-ați auzit de multe ori pe fundalul clipurilor că tușește. Ei, când mergem la teren, să știți că nu tușește deloc. Și e minunat, vă dați seama, să ai o viață normală, fără tuse și fără de-astea, e perfect. Și uite, se adună motivele pentru care ne mutăm acolo. Ne dor oasele foarte tare pe amândoi din cauza climei de aici. Și spre mirare, acolo la mare n-avem nimic. Așa că vă dați seama că trebuie să ne tulim acolo. N-are rost să mai rămânem aici și să suferim de dureri și de tuse și de toate alea. Așa că cam ăsta este planul. Termin și eu de călcat aici situaționul. Mă mănânc un ochi groaznic. Băi, stați, stați, ajutați-mă. Nu știu ce se întâmplă cu planta asta de aici. Uite asta pe care o am aici la cap. Aveam o perioadă, la începutul septembrie, când era plină de frunze, nu știu ce, și acum a început să se ofilească. Nici nu știu ce să-i fac, să-l scot pe balcon, e prea frig, nu știu unde să o duc, e că o să o duc în camera de dincolo, unde nu fac cald, căldură în mod normal. Poate aici ne prinde bine că e excesiv de cald, nu știu, adică nu facem nici căldură mare, undeva la 24 maxim în casă. Dar nu știu ce e cu ea de nu-i merge, trebuie să o scot. Da, aștept să mă sfătuiesc cu privire la floricica asta, că nu vreau să dea colțul și ea, serios. Și mai probabil o duc dincolo, ca să văd cum îi merge dincolo. Apare că îi pun ca de obicei, dar nu știu ce se întâmplă. Uite, am în casă, cam aici, termometru, 20 de grade, adică e normal. Nu știu ce se întâmplă, mor și florile. Hai că mă pun să termin de călcat, că mă iau cu vorba cu voi și nu mai îmi termin treaba. Ah, stați așa. Tocmai ce am terminat de călcat și a venit curierul și mi-a adus două pachetele, ambele de la Octoly, două pachetele PR. Într-unul am impresia că e un spray fixant de la MAC, exact ce credeam. Așa, aici așa. Fix Glow It. Eu am Pink Glow It și ăsta este, cred că, ăla e un rozaliu, iar ăsta cel mai probabil, da, este pe auriu. Sunt tare curioasă să-l testez pentru că cel pe rozariu, roz gold, ăla îmi place tare, tare mult. Uite, despre acesta este vorba în cazul de astăzi. Ah, focus, focus, focus. Ăsta este, de-abia aștept să îl încerc. V-am spus că cel roz îmi place foarte mult și unul din favoritele mele. Cutiuța, ambalajul este super mega drăguț. Ia uite-l ce făinuc este. O să-l bag înapoi în cutiuță, că parcă aș face și o pozică pentru Instagram, la cât de drăgu este. Și în cutia asta la altă, că uite cât carton poate să folosească ăștia. Nu putea să-mi trimită tot într-o cutie, nu, trebuie să contaminăm, evident.
Aici am un rimel de la Clinique, cel mai probabil, da. Faimosul rimel Clinique Ultra Impact, cred că se cheamă, nu? High Impact Mascara. Uite, acesta este. Și v-am spus, cred că de când sunt eu pe canalul ăsta, v-am spus că acesta este unul din rimelele mele favoritisime. Asta e belea. Nu o să-l deschid acum ca să îi vedem pe Sulica împreună, pentru că vă spun sincer că am vreo 5 rimele deschise, așa că vreau să le termin pe acelea și să continui după cu acesta. E unul din favoritele mele, știu cum stă treaba cu el, e belea, foarte, foarte bun. Unul dintre rimelurile alea de bază în ceea ce privește cu ce mă machiez. Și apropo, vreau să vă spun că anul ce vine, vreau să o dau tare rău, rău de tot cu minimalismul. Adică foarte, foarte puține, nu neapărat cumpărături, vreau să mă debarasez foarte mult de obiecte inutile și nu mai vreau să cumpăr chestii inutile. Asta va afecta oarecum canalul. Băi, nu mă mai simt ok când cumpăr chestii de care nu am nevoie practic, știi? Și m-am gândit că la anul o să redirecționez ușor, ușor canalul și o să facem mai mult chestii pe bază de tutoriale, nu știu, trucuri. Da, o să testăm, de exemplu, invenții pentru bucătărie, eu știu, invenții care mai ies pe piață, pe AliExpress, dar nu aș mai vrea să cumpăr machiaj anul ce vine, haine, aș vrea să merg pe basic și cu tot ce se întâmplă în jurul meu, pentru că mă gândesc prima și prima oară la mine, pentru că în ultimul timp toate lucrurile materiale pe mine mă presionează și îmi dă așa o stare de anxietate. Când văd, de exemplu, multe haine, multe produse, multe chestii, materiale fizice, haine, v-am spus, pături, orice, dacă sunt multe, mie îmi provoacă anxietate și aș vrea să încerc anul care vine minimalismul, adică să trăiesc cu basic-ul, să văd cât de ok îmi va face mie personal treaba asta. Dacă e de bine, o să continuăm așa. Dacă nu, o să găsesc eu undeva o balanță la mijloc să fie mie bine. Vă spun, prea multe lucruri în casă, deci în momentul de față am prea multe lucruri în casă. E vrea că și apartamentul ăsta are multe chestii de care eu nu am nevoie, sunt ale proprietarului, evident. Și pur și simplu îmi creează stare de anxietate, stare de nu am spațiu să respir, că toată, deci da, în viitoarea casă trebuie să am foarte mult spațiu, puțină mobilă și puține chestii, lucruri, foarte puține. Deci basic-ul. De exemplu, măsuța din centru, din sufragerie, o mobilă mică pentru pus televizorul și o canapea. Punct! La revedere! Un dormitor, un pat, două noptiere și un șifonier. Punct! Hai și o comodă că să-mi pun make-up-ul. În camera Alexei, un pat, o noptieră, un birou și punct! Serios, serios că sunt sătulă de chestii. Nu-mi găsesc liniștea în casa asta, serios. Pentru că sunt prea multe chestii de care eu nu am nevoie. Da, trebuie să le ții aici, că v-am spus, nu am cum să le arunc. Bine, asta, am intrat în alte povești, în alte chestii, în alte... N-ai cu cine, Elena, când se pune să vorbească, o să mai oprește. Mă duc să încep, este, e bine, bine de tot, Elena. Mă duc să mă pun cu pătura, să croșetez nițel și să fac și miniatura la clipul de astăzi, pentru că este ora 6 și eu încă nu am miniatură la clip. Perfect, Elena, e suit. E pe YouTube, dar trebuie să-i fac miniatură, să-l programez pentru la 6:30, tot ce trebuie pentru un clip ca să fie perfect pentru voi. Așa că fug puțin la laptop și după mă apuc de croșetat. Până un alta bârâbă, trebuie să pun astea deoparte pentru când le voi începe. Haideți să vă exemplific cum umblu eu în viață. Uite așa, am un coșuleț. O te atârnă centimetru pe aici. E nebunie, e nebunie mare de tot. Am ghemuri și am și păturica la care lucrez acum. Am decis că vreau să fac așa. Două rânduri pe gri, două rânduri pe negru. Se vede mai, parcă mai mult griu sau am făcut trei. Așa să văd. Sunt trei rânduri pe gri. 1, 2, 3, 2 pe negru, că negru parcă am mai puțin
decât gri. Și eu cred că arată destul de interesant și oricum am în cap ca în viitor când îmi cumpăr o canapea pentru sufragerie să fie pe un gri, că la ține cel mai bine la tăvăleală. Negru parcă e prea tare, așa, nu știu, nu mă caracterizează foarte mult, dar griul e perfect, perfect, așa că trebuie să deșir. Uite că asta a fost înainte pătura. Era prea lungă și prea scurtă, trebuie mai lată să fie, așa că trebuie să o deșir. În primul rând ca să ajung la negru, că mai trebuie negru. Asta făceam cam mai mult gri decât negru. Iar mai apoi terminăm. Când e gata, sper să fie luna asta gata, că uite, se potrivește tare bine cu lenjeria de pe pat, vedeți? E același gri aproape. Și acolo la picioare trebuie să punem ceva să arate cât mai bine și special, așa că mă pun să mai croșetez nițel. Cât este ceasul? Cred că e un, uite, 9:23, până pe la vreo 10, așa, mai croșetez o țărâcă, iar mai apoi, când copilașul acesta de lângă mine se pune la năniță, ce ai de gând să stai cu mine în seara asta? A? Asta ai tu de gând? Să dormi cu mine iară? Da. Păi și cu mine taică tu unde să dormi, săracul? Ia spune tu. Cred că iară avem un invitat special în seara asta. Bun, ne-am zis mai acușica, să mai croșetez și un mițel. Și vorbim îndată. Mamă, deci eu când mă uit acum în display, mă văd așa, oh, am păr scurt din nou. Astăzi așa să mă mobilizez puțin. Doamne, ce somn mi s-a făcut dintr-o dată așa. Plioșc, somn, stați. Să încerc ceva cu luminozitatea, dacă se poate. Când aș mai aprinde becul. Mai am puțin și adorm. Am citit puțin din liche. Puțin câte puțin încerc și o să citesc cartea asta. Merge tare greu cu citit în ultimul timp, cam alte chestii făcut în general și acest motiv merge greu cu cititul, dar sper să mă revin la normal. Oricum, puțin câte puțin ne revenim la normal. Mâine aș vrea să testez câteva rujuri, să văd dacă mi iese. A, și ați observat că nu mi-am făcut unghiile? Tot mâine facem și unghiuțe, așa că poate mâine testăm ceva. Facem și unghiuțe, iar poi mâine testăm robotul. Da? E ok așa? Eu zic că e bine. Astea fiind spuse, ne vedem mâine la 7:30. Să spuneți în comentarii cum mi s-a părut clipul, evident. Ah, și ne vedem. Noapte bună, vise plăcute, îngerii să vă sărute. La revedere! Ne vedem mâine!